Și precum voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Că și păcătoși iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoși același lucru fac. Și dacă dați cu împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoși dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi tocmai. Ci iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine. Și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și răsplata voastră va fi multă. Și veți fi fiii celui prea înalt și că el este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv. Dragilor, Evanghelia de astăzi. Și în ceea ce urmează să vă spun, țin să precizez din start. E meritul vostru. Serios. În tot anul ăsta și jumătate, plus sau minus, am tot spovedit la teroriștii mei. Între timp am uitat și pe net. De ce vă spun toate astea? Ca să pot să încadrez foarte bine ceea ce vreau să vă spun după aceea. Ideea, să înțelegem bine. M-am uitat și pe net. Vuiește și vuia de altfel de conspirații cu mine. Ce am sesizat eu spovedindu-vă? Păi, oameni buni, voi nu aveți dușmani. Fără glumă. Foarte rar am auzit pe câte unul spună, da, uite, ăla mi-e dușman. Am observat că nu putem înțelege cu aspectul ăsta. De ce? Câte un pic de invidie merge. Un pic de răutate pe aici, pe acolo, ce stau, cum zic italienii. Mai un strop de acid este, dar nu dușmanie. De ce? Vedeți, asta a fost prima întrebare ce mi-am pus-o citind Evanghelia de astăzi, dar săptămâna trecută. De ce oare? Și atunci a doua întrebare, cea mai bună, e la ce spun dușmani? Dacă ești român, în 70-80% din cazuri, dușmanii sunt buni, de exemplu, ca să-ți pansezi autostima. Să te crești cineva pentru că te urăște la altă, așa ai tu impresia. Dușmanul e bun și să-ți justifice niște ieșiri. N-ai chef să faci nimic. Masoneria e de vină. Ocultă mondială, știți? Ce am observat eu la români, din păcate, cu cât dușmanul e mai impersonal, cu atât e mai bine. Masoneria, nu, cine e masoneria? Are nume și prenume? Nu. Cum să te pui tu cu sistemul? Iar, cine e sistemul? Dă-mi și mie un nume și un prenume. Că se plângea odată că de sistemul sanitar, că l-au fost tratat rău. Zici și mie cine, concret, că doar sistemul ăla tot din oameni nu făcut. Păi că câr, că măr, știți? Bun, dacă nu e sistemul și nici masoneria, vine o culta mondială. Mai bine de atâta, nici că se poate. Și în cazul în care chiar mai simți nevoia să mai adaugi un dușman, dar de data asta cu o față, e Bill Gates. Sau Soros, tot miliardar din ăștia, știți? Pentru că, de fapt și de drept, ce am realizat eu, așa e scuza perfectă să spui ce se face. N-ai ce să-i faci. Ăla miliardar, celălalt super miliardar, o cultă mondială, nu poți să faci nimic. Asta e mentalitatea de copil. Așa trăiești cu frică. Serios, nu știi niciodată ce pune la cale masonerie care e peste tot, așa e? Asta e mentalitatea de copil. Am sesizat foarte mult, mai ales la articole și tot ce citesc din țară, părere. Aici, în schimb, ce am văzut? Nu avem dușmani. De ce? Și aici țin să vă complimentez pe toți cei care au stat de vorbă în ultimul an și jumătate. Pentru că am crescut, dragilor. Serios. Lipsa dușmanilor, ce am sesizat eu, e o dovadă de maturitate și de asumare. Nu mai stau pe coadă să mă plâng ca miorița. Na, ce să-i faci? Ar trebui făcut așa aia, așa aia, așa aia. Dar n-ai ce face, că e masoneria. Sau curtea mondială. Nu. Am sesizat aici o atmosferă, de fapt, nu de resemnare, ca în țară, că a venit COVID-ul. Ci de așteptare, doar. Serios vorbesc, am impresia că voi, majoritatea, așteptați doar să treacă ca să putem să începem iară, să facem ceva. Nu să stai pe coadă să strângi de milă că a venit COVID. Și, serios, eu asta am sesizat-o într-un an și jumătate, aproape doi deja, de stat de vorbă cu teroriștii mei de aici. Cu voi. Și de aia vă spun, chiar dacă în mod normal un popă n-ar trebui să o facă treaba asta. Dar sunt să vă laud pentru că ați crescut. E o dovadă de maturitate să-ți iubești dușmanul. Dar nu neapărat să-ți iubești, că nu cere nimeni să se ruți în frunte. Dar ce am sesizat iarăși la spovedere? Mai părinte, nu știu ce are. S-a schimbat. Sărat. E un bun. Și de câte ori am auzit treaba asta?
Să vezi partea bună și în la care ți-ar băga un fitil. E un om bun el în general, dar l-a luat o razna pe moment, știți? Felul ăsta de a face lucrurile și de a le vedea, nu ne face creștini mai buni neapărat, dar ne face oameni. Om matur. N-am nevoie de dușman să dau vina pe cineva pentru eșecurile mele, mi le asum și văd ce pot să fac. Serios, cum pot să repar? Că dacă nu asum problema, nu găsesc nici rezolvarea. Te pui ca ciobanul din Miorița, iarăși. O luăm de la capăt. Și atunci asta îmi ziceam. Vedeți voi, asta facem noi aici și din fericire pentru noi, deși nu-i plăcut câteodată, am ieșit din țară și a trebuit să ne măsurăm forțele. Că știți când un copil începe să crească? Când vede că poate să-și facă singur de mâncare. Nu mai depinde de altcineva. Când își măsoară forțele. Noi ce am făcut aici? Am luat-o de la zero, că majoritatea, toți, de altfel. De la zero, nu știi nici măcar să vorbești, să-i înjuri pe ăștia când te enervau. Că și asta era ceva, știi? Și atunci, când o iei de la zero, tu știi ce poți deja. Știi ce poți să faci și te obligă mediul să găsești alternative, nu să stai să plângi. Aici nu-ți plătești nimeni facturile dacă te plângi de Soros. Sau de Bill Gates, care ne vrea să ne bage o locuță mama. Serios. Am observat și în felul în care se tratează problema vaccinului. Tot o maturitate care pe mine, sincer, m-a surprins. Nu mă așteptam. Te vaccinezi. Perfect. Nu te vaccinezi. Nicio problemă. Îți asum. Asta am observat. Nu că nu mă vaccinez, că Bill Gates îmi băga roboță sau îl face, știți? Nu. Nu mă vaccinez și gata. Care e problema? Păi e decizia mea, mă asum. La noi, din fericire am ieșit. Vă spun cu mâna pe inimă, din fericire am ieșit din realitatea aia unde orice vrei să faci, trebuie să dai explicația ca să dai din apel cineva. Sau să trăiești cu frică, exact ca și copiii mici. Cine-i spartan? Eu nu, singur în cameră, știți? Da. Copilului mic e frică permanent, n-ați observat, e frică de bau-bau, ba mai găsește pe supator, ba întuneric. Un om adult, matur, nu numai că nu-i frică, știe exact ce poate să facă. Își asumă ceea ce face și chiar dacă uneori mai cade, se ridică, frate, și o ia înainte. Cum se zicea la noi Maramureș, carușul, bagă capul în fiept și dă-i, nu contează ce lucru, știți? Asta vreau să vă spun astăzi, referitor la faptul că Hristos ne cere să ne iubim dușmanul. Concret, Dumnezeu ne cere un singur lucru. Fiți maturi, măi omul, nu copii. Cam asta e ideea. Creșteți. Și din fericire, țin să vă spun, chiar dacă v-am zis, nu-mi place să vă laud, n-am ce place. Să fiu lăudat, nu-mi displace, știți? Glumesc acum, fac mișto. Țin să vă spun, am crescut și foarte bine. Îi mulțumesc Dumnezeu că am o parohie din ce în ce mai matură, mai asumată, care, cum v-am zis, senzația ce am avut-o eu aici, că abia așteptăm să treacă COVID-ul, ca să ne reluăm activitatea. Nu să ne plângem de milă. Știți? Cam asta e. Asta e ceea ce vreau să vă spun astăzi. Că vedeți voi, Hristos face și o asociere foarte faină. Întâi spune să ne iubim vrăjmașii și cum încheie? Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este. Cine te dușmănește, spune mai multe despre sine, despre tine. Serios. Invidia, de exemplu, ce rost are? Dacă nu-i cumva o problemă cu autostima, te vezi mai mic și atunci ai dai în cap celuilalt ca să fac mare. Asta e tot. Ăștia care încearcă să-și dea aere și fițe și figuri, știți? Tot așa. Îs mic, știu. Fără mașina aia de 100.000 de euro, tot prost îs. Dar sunt prost cu BMW sau cu Audi sau... Nu, să nu credeți că am ceva cu mașini de tare. Sau cu cei care și le permit. E niciun caz. S-o permiți, frate, bravo, jos pălărie. Dar când ai pantaloni rupți în poponeață și încerci să pari, să-ți dai niște aere care nu ți se potrivesc, atunci ai tragedie, să știți. Și din păcate, pantaloni de firmă să fie, nu contează că-ți rupți în poponeață, cam asta e ideea. La noi în general. De-aia vă spun, mulțumesc lui Dumnezeu că v-am de aici. Pentru că am observat că am crescut. Ne maturizăm. Ne asumăm totul și dăm înainte, că n-avem ce face. Ne-au crescut Italia. Fără nimă, te-a obligat să crești, că n-ai ce face. De ce? Iubești pe dușmanul tău. Și am sensizat eu, nici nu-i greu tare să-l iubești, de fapt. Când ții milă de el, ce să-l iubești? Crapă și mai tare săracul, dar ce să faci? Cam asta e. Serios. Dumnezeu ne cere deloc imposibil. Mai ales că noi, în medie, nu prea avem dușmani.
Nu căutăm pe cineva pe care să dăm vina. Asta vreau să vă spun astăzi, pentru că chiar am sesizat-o și în perioada cu pandemia asta, am stat mai mult de vorbă cu voi la modul mai serios. Asta e tot. Vă doresc de suflet o duminică plăcută în continuare și o să aprofundez subiectul pe canalul nostru de YouTube. Cred că săptămâna viitoare, la un moment dat, că aici nu-mi permis să mă întind vreo 20-30 de minute, dar din polos, dau mare. Încercați să fiți cuminți. Aveți grijă de voi și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.